Salutare tuturor și bine v-am găsit, sunt Cocudor și astăzi suntem în versiunea japoneză de Dokkan și vreau să testăm echipa Fusion, ok? Am reușit în urmă cu mult timp să îl evoluez, da, pe Gogeta Super Saiyan 4, să-mi formez echipa asta și așa mai departe, dar am vrut totul să fac așa un test 100% al lui Gogeta Super Saiyan 4, însă nu găseam un lider 100% de la prieteni, da, sunt foarte greu de găsit, dar am reușit în sfârșit să găsesc prietenul ăsta, ok, și astăzi o să-i facem showcase împotriva boss rush-ului, da, stage 2 la Super 2. Showcase, o să distrugem boss rush-ul cu echipa asta, Fusion Team-ul, am mai jucat cu ea, am distrus ultimul nivel de la boss rush, l-am distrus practic, dar one shot pe toți, ok? Deci, practic o să distrugem boss rush-ul în episodul de astăzi, echipa asta este foarte, foarte OP, este super puternică. Chiar vă recomand să vă formați o echipă de genul ăsta dacă aveți caracterele ăștia. Gogeta Super Saiyan 4 este super atac 10, am completat în dub sistem ceea ce era free, da, ca să completez, că nu am avut dubs. Apoi Gotenks Super Saiyan 3, la fel, este super atac 10 plus încă două sau 3 copii în dub sistem, nu mai știu exact, dar este aproape complet, da, sau 50% sau cât ar fi dacă... Nu mai știu exact. Ok, cred că două copii am deblocat. Apoi, Int Gogeta la fel, ceea ce era free, da, am completat. Caroli, super attack. Nu, no, cred că este super attack 1 doar. Da, super attack 1, deci n-am ucis la el. El doar se ocupă de stun, da? El e stun-ul lui echipei, ca să zicem așa. Apoi Super Saiyan Gotenks, la fel, nici el nu este, doar de Super Attack 5, dar am completat ceva, sau dacă nu mă înșel, n-am completat nimic în dub system, dar i-am deblocat vreo două căi, dacă nu mă înșel, ceva de genul, i-am deblocat ceva, n-am completat, iar ăsta, cum se numește, Janemba, cum dracu-l cheamă? Janembu îl cheamă, da? Janemba cu Bu, ar fi Janembu, da? Cred că așa îl cheamă. El este, ca să zic așa, scade atacul, da? Deci el cu chestia asta se ocupă, i-am deblocat și o cale în dub system, dar nu am completat nimic pe acolo, pentru că aștept să-i fac super atacul 10. O să mai lucrez în timp, bineînțeles, la echipa asta și o să îmbunătățesc. N-am, din păcate, pe Super Saiyan 3 Gotenks, da, physical-ul, pentru că s-ar fi potrivit aici perfect, dar nu l-am, ok? Dacă l-aveți, îl puteți folosi voi în echipa voastră, dar nu l-am, așa că îl folosesc pe Celtec și este foarte bun, credeți-mă, deci echipa asta rupe absolut totul. Deci cam asta ar fi echipa mea. Cam așa arată echipa mea, am muncit mult, am reușit să o aduc până la nivelul ăsta, ca să zic așa. Bineînțeles, se poate îmbunătăți, dar deocamdată sunt mulțumit, da? Iar de la prieteni, un Gogeta Super Saiyan 4, 100%, m-aș fi bucurat să fie al meu, dar din păcate nu este, așa că o să-i facem showcase-ul, da, celui de la prieteni și... Haideți să vedem, de fapt să vă arăt și vouă ce poate face echipa asta, da? Fusion Team-ul ăsta. Nu știu cât va dura video de azi, dar o să încerc să-l fac cât de scurt posibil, pentru că o să încerc să-i bat cât mai repede pe toți, deci practic one shot, one shot everything, știți ce zic? Ok, haideți să facem aici, nu, vreau să-l păstrez pe Gotenks Super Saiyan 3 în a treia rotație mereu, pentru ca să-i pot face super atacul de 11 ki, 1, 2, 3 întrebe acolo, sunt 2 aici, 3 aici, perfect. Și facem super atacul de 11 ki, face peste 1 milion fără probleme. Și are și o apărare mare, și are apărarea mai mare decât decât Gogeta Super Saiyan 4. Și sper să am ocazia să vă arăt. Ok, o să ne uităm data viitoare când vine Gogeta. Da, l-am one-shotted. One-shotted fără probleme.
Ăsta al prietenului e chestia, așa că o să-l punem pe el în față și o să-l păstrăm aici în prima rotație. Haideți să ne uităm. Ăsta de la prieten care este 100% are 38.700 apărare, iar ăsta are 26.700 al meu, ok? Dar ăla e 100% și are 38.700, pe când Gotenks-ul ăsta, Teku, când vine rândul lui, are 50-60 de mii, da? Apărare. Deci, e bele. E bele rău. Haideți să vedem. Haideți să vedem, poate obținem și un critical. Stai un pic. Vreau să mă uit aici la ăsta al prietenului. Ce a pus el în dup sistem? Ah, ok, nu erau deloc, 17 critical și 9 adițional. Deci ar trebui să obținem criticalul cu el. Hai să vedem. Să vedem dacă ne dă un critical, deși nu e nevoie, da? Le eliminăm și fără critical. Am zis că încerc să fac mai repede și totuși am vrut să mă uit acolo, pierd timpul pe chestia asta. Dar oricum. 1.600.000. Bum. Hai să vedem. Critical? Critical 4 milioane. OMG. Oh my god. L-a rupt. L-a rupt, frate. 4 milioane, bă, ești nebun. Deci 100% e belea rău. E belea rău. Dar câți bani să investezi să-l faci 100%, mă? Cât noroc să ai, frate, nu înțeleg chestia asta. Nu înțeleg. Ok, să vedem ce facem aici. O să-mi păstrez totuși combinația așa, nu vreau să stric. Deci, chestia e în jocul ăsta. În jocul ăsta trebuie să aveți grijă și de rotații, ok? Trebuie să aveți grijă cum vă rotiți, da? Cum vă rotiți caracterele aici, pentru că dacă prindeți rotații proaste, ați încurcat, ok? Deci rotațiile ăștia ce ar însemna, ca să vă zic așa, ar fi one-shotted din nou. Deci one-shotted everything, am zis. Deci rotațiile ăștia ar fi gen primele două caractere care vin, deci primele care vin, cum să zic, primele două caractere care vin tot timpul, dacă le păstrați împreună, o să vină mereu a doua rundă, deci o să vină odată la două runde, ca să zic așa, o să vină mereu odată la două runde, iar al treilea caracter o să vină undeva la trei runde odată înapoi. Deci dacă le păstrați caracterele ăștia, deci Gogeta, Space Jam 4 și Karoli, le păstrați așa împreună, da? Poziția 1 și poziția 2, ele o să vină mereu la două runde împreună, ok? Și cu cât vă păstrați stațiile ăștia mai bune, da? Deci eu vreau să-l păstrez acolo pe Gotenks, în al treilea slot, ca să zic așa, îl păstrez acolo, pentru că mă asigur că pot să-i fac super atacul de 11 ki. Deci nu am prea mult ki, dacă îl pun aici e plin deja, ok? Și de asta fac chestia asta. Haideți să vedem acum, să-i dăm un critical. One shot Kaioken Goku. Nu vedem, din păcate. Ah, am uitat să mă uit la apărare. Dar o să mă uit data viitoare. Avem timp. Din păcate nu avem ocazia să vedem super atacul lui Gotenks. One shot 4 milioane, ăsta distruge tot. Gogeta asta Super Saiyan 4 100%, rupe tot, numai 4 milioane, 4 milioane. Și nu mai apucăm să vedem absolut nimic. Dar este ok, pentru că e showcase-ul lui, da, și echipa este Fusion, așa că e ok. E ok, chiar asta vreau să vedem, nu? Damage-ul lui Gogeta. Aia la alții, mă. Aici avem ocazia să vedem și pe ceilalți în acțiune, pentru că avem mai multe caractere. Logic. Haideți să luăm pe Freezer, Tulip, Freezer. Tu îl iei pe el, iar tu n-ai pe cine să iei, că n-ai cum. Mamă, ce prost m-a apărat aici. Am făcut o greșeală, ok, nu e nimic. Stând de vorbă. N-am nicio șansă, am o grămadă de viață acolo, deci n-am ce să fac. Plus apărare, grămadă. Nici cu avantajul tipului n-am ce să fac. Ăsta e al meu, cred.
N-are critical, dar face. Face damage. 361 de mii, deci până și el la super attack 5, în echipa asta are un boost o grămadă mare. Și când o să-i completezi și după sistemul cel mai am de completat pe acolo, bineînțeles că mai trebuie să-mi strâng orbs. Și când o să mai completezi și pentru sistem, când o să-l și fac super attack 10, bineînțeles o să fac și mai multe mici. Cum aveam aici? Avem prietenul cu Caroli mereu, nu? Da, la Caroli primește boost. Oh, mă întreb dacă îl pun pe ăsta al prietenului cu... cu cine? Cu Ind, cu Jetta sau așa? Împreună? Dacă ar fi un boost mai mare. Hai să vedem după aceea. Dar nu am key. Și ce să fac? O să-l pun la mijloc, pentru că nu vreau să-mi stric rotația. Bun, și să facem așa, oricum n-au nicio șansă în viața încă plină aproape tot timpul. Ziceam că vreau să-l prind cu Ind, cu Jetta în rotație, dacă îl prind cu Goten seara n-ar fi rău, nu? Pentru că are cam același... De fapt nu are niciun boost. Sau are, pana mea. Nu, nu stric rotațiile, totuși le las așa. Am zis că joc repede și totuși nu joc repede. Nu joc repede. Nu-mi place să mă grăbesc, pentru că fac greșeli. Și chiar vă recomand să nu vă grăbiți. Deci când jucați Adocambeitele, vă concentrați acolo, cu atenție, frumos. Da. Pentru că greșelile pot fi fatale, ok, la boss rush e boss rush, dar în evenimentele celelalte pierde stamina, ok? Hai să vedem. Oh, deci are mai mult, 192.000 la 169. Mhm. Păi atunci haideți să-l păstrăm în rotație cu Super Saiyan Gotenks. Și haideți să facem one shot la... lui Frieza, ok? Ah, am apăsat greșit. Nu e nimic, oricum nu făcea super attack. Hai să facem one shot, one shot. Bo, un boost de damage. Wow, wow, wow. Wow, peste 2 milioane fără critical, dacă era critical. Îl rupea sigur 5-6 milioane. Hai să vedem ce vrea ăsta IGL-ul. Cred că vrea bătaie, că altceva nu știu ce vrea și el aici. One shot. V-am zis, echipa asta... One shot, everything. Nicio șansă, nicio șansă. 2.472.000. Deci, ce mai... Ce mai vrei de atât, frate? Echipa asta deja este așa OP. Gândește-te, echipele alea cu Ultimate Gohan, 150% lider, Angel Golden Frieza, 150% lider, pă bune! Deci, ce ar mai putea veni? Asta este întrebarea. Sunt curios, ce leader skill? Oh, am ținut un Dokkan, perfect la timp. Perfect la timp. Cred că este prima dată când nimerez Dokkan modul ăla la timp. Pă bune.
Uitați-vă acolo, niciun damage, nimic, 21, da. Ce vreau să zic este, mă întreb oare, pentru că și Ultra Instinct Goku este lider de categorie și are deja 120% boost-ul, deci skill-ul lui de lider, și mă întreb oare când o să primească Dokkan Awaken, atunci ce skill de lider o să mai aibă, ok? Cât o să fie? 150%? Pentru toate, atac, apărare și viață sau mai mult, rămâne de văzut, sau ce o să vină, ați văzut, dar nu știu dacă ați văzut, probabil că ați văzut, o să vină ceva, un mod nou în Dokkan Battle, în versiunea asta japoneză, și anume... cumva o să putem să facem deja caracterilor tur, deci ultra rare de 120, o să putem să-i mai facem încă o dată Z-Awaken și se numește Ultra Z-Awaken, Z-Awaken sau ceva de genul, ok? Și de la, de la nivel 120 poate ajunge la nivel 150, da? Și Super Attack 15. Acum nu știu dacă mai primești din nou boost, da? la skill-urile de lider, la pasive și așa mai departe, dar deja, cum să zic, este un boost imens, pentru că de la 120 la 150, da? Încă 30 levele, plus încă 5, da, la super attack, caracterele care deja erau foarte OP, da? aveau Dokkan Awaken, da? Mă gândesc, o să ajungă un caracter normal să facă 2-3 milioane damage și în momentul ok, face atât damage, dar în momentul în care face atât de mult damage, am ratat aici, deci n-am ce să fac, o să joc așa. În momentul în care face atât de mult damage, îți trebuie și boss pe măsură și mă gândesc, mă, ce boss să mai vină, frate? Cât de greu de bătut să fie, câte vieți să aibă, înțelegi? Și asta e chestia interesantă, că nu știu ce o să se întâmple pe viitor cu Dokkan Battle-ul, unde să ajungă, bagă LR tot timpul, da? Bine, în afară de LR Vegito, bagă pe LR Bojack și așa mai departe, LR Goku, ok, ăla e free to play, e bun, dar bagă LR și sunt greu de luat și trebuie să bagi o grămadă bani, deci, dar poți să-ți formezi echipe ca lumea și fără bani. Asta vă zic eu 100%, pentru că fratele meu n-a băgat niciun cent în jocul ăsta și totuși are și cărțelere, are și echipe foarte bune. Bineînțeles, joacă de foarte mult timp, a avut răbdare și a strâns-o, m-a muncit la echipa aia, dar se poate face și fără bani. Și întrebare, pe unde o să ajungă jocul ăsta, mă, înțelegi? Cât de OP o să fie caracterele și poșii și așa mai departe. Da, ei aduc Dokkan Awaken la cărțile vechi, te ajută să le îmbunătățești și așa mai departe, da? Dar o să fie din ce în ce mai greu pentru jucătorii noi să joace. Da? Ca și jucător nou și vrei să începi să joci, nu poți faci practic nimic dacă n-ai cărți OP. Înțelegi? Deci, o să fie nașpa pentru jucătorii noi, mă gândesc. O să ajungă într-un punct în care nu mai poți să o iei de la început, gen. Nu știu, foarte greu să o iei de la început. Deci nu vă lăsați conturile, dacă aveți conturi muncite și de mult timp, nu vi le lăsați pentru reroll-uri, da? Nu. Am contul ăsta de când a apărut Dokkan Battle-ul. Bine, pe sine japonez ceva mai târziu, pentru că nu știam că există, m-am jucat prima dată
globalul și după ce am aflat că există varianta asta și mult mai înainte, am lăsat globalul. Pentru că vreau tot timpul caracterele ăștia noi și așa mai departe, da? N-am răbdare să aștept câteva luni până apare în global. Nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj, dar globalul mă joc așa din când în când, cum să zic. Când am chef de el sau n-am ce face. Sau am ceva important de făcut pe acolo. De strâns ton sau... Asta, da. Când sunt chestii de strâns ton și așa mai departe, dar în rest... L-am rupt și pe ăsta. Aici sunt mai mulți, deci... Bine, luăm pe toți la rând, m-am jat, oan șat, oan șat, dar nu pe toți odată. Aveam nevoie de Ehler Brolage sau Majin Vegeta. Îl am pe Majin Vegeta, ăsta... La fel, am promis că fac un showcase, Super Attack 1, 10, 20. L-am făcut deja, l-am făcut LR, dar e foarte greu, e foarte greu de găsit un LR Majin Vegeta de la prieteni ca să pot să-i fac un showcase cum trebuie, da? Și de asta durează atât de mult, da? Deci n-am reușit să fac videoul ăla până acum, dar promit că o să-l fac. O să-l termin de făcut videoul ăla. Trebuie doar să găsesc leaderul. Bineînțeles, trebuie să stau mai mult și să caut, dar nu prea am răbdare să caut, asta e chestia. Dar o să-l termin, o să-l termin și o să vină și videoul ăla, da, cu testul. Haideți să vedem, 950, oh, critical. Vă ziceam, gote, să stați pe Saiyan 3. E și el foarte OP, da? Pentru că l-am făcut în dup sistem destul de mult. N-au reușit să trag niciun Gotenks din ăla, deci un blam după el, un blam după el, un blam după el, ok? Apoi au băgat tichetele acelea, gold tickets, cred că erau, da, de gold, de gold, de aur. Da, am cumpărat L-am cumpărat cu tichetul acela. Apoi am reușit să trag două copii ale lui. Pă bune? Deci chiar nu puteam să-l iau. Îl vream. După ce l-am cumpărat, am mai tras încă două ale lui. Și așa că am făcut și în dub sistem. Bineînțeles. One shot. Cum ziceam, one shot, mă, de parcă. Ups, n-am voie să zic asta. Ups, n-am voie să zic pe engleză absolut nimic greșit. Au început să mi-apar ca și avertismente la videouri. Pentru că mai zic pe acolo, știți voi, da? Pe engleză. Și mai ales când iau un caracter nou, sunt foarte bucuros, încep să zic, și încep să zic chestia asta. Și mi-au dat avertismente, dar n-am voie să vorbesc urât. O să încerc să zic pe română dacă trebuie neapărat să zic. Și nu vreau să vorbesc urât neapărat, nu trebuie să vorbim urât neapărat, dar... când îți vine, o zici, nu? Dar pe română să fie. Pentru că înțeleg ăștia. Și iar îmi dau avertismente sau poate îmi blochează video-ul să mai știu ce. Și ultimul, deci am făcut one shot, one shot, ok? A fost toți one shot? Cred că a fost toți one shot. Am vorbit și nu prea m-am uitat, dar de fiecare dată când m-am uitat acolo pe ecran, da, a fost one shot. Deci bănuiesc că am făcut one shot la toți. Vă întrebați aici de ce fac așa, nu contează pentru că... haideți să ne uităm, fiți atenți, aici este o ocazie perfectă. Gogeta Super Saiyan 4 are 26.700 apărare, iar
Gotemsu are 35.624. Aha. Acum înțeleg eu. Acum înțeleg, de asta aveam mai multă apărare, pentru că al meu nu este 100%, dar la 100% are 38.000. Și totuși cred că am văzut 50 sau 60.000 apărare. Pana, mă gândesc în ceva condiții, cumva. Ok. Probabil că m-am înșelat eu, dar totuși are o apărare foarte mare. Am o grămadă de chei acolo. Super atacul cu 12 chei lui Goten, stai Super Saiyan 3, este cel mai slab super atac, culme. La cu 11 cel mai puternic, apoi cu 10. Asta vreau să fac mereu cu 11. One shot. Critică. Haide să mă grăbesc un pic, haide să mă grăbesc un pic. Ultimul boss, haide. Nu știu cât, oare cât o... fi 25 de minute până acum? Bănuiesc că în jur. În jur de... în jur. În jur de 25 de minute. One shot din nou. Ok. Deci echipa asta, pe bune, pe bune, este foarte OP. Vă zic așa, ultimul stage de la boss rush, cred că este stage 5 dacă nu mă înșel în varianta japoneză, nu știu dacă și pe global au băgat. Dar, ultimul stage din boss rush, în varianta japoneză de Dokkan, împotriva echipei ăștia, nu are absolut, absolut nicio șansă. I-am rupt, i-am dezintegrat. Nu au nicio șansă. Atât de OP este echipa asta, ok? Deci nu-ți faci griji din cauza vieții, nu-ți faci griji din cauza apărarea, nu-ți faci griji din cauza atacului, nu-ți faci griji care are avantajul tipului, cum are Vegeta Blue în momentul ăsta. Absolut nimic. Nimic nu contează în momentul ăsta, pentru că ai apărare, o grămadă viață, o grămadă, da? Deci n-ai de ce să-ți faci griji. Dacă aveți Gogeta Super Saiyan 4, folosiți echipa asta pentru că rupe tot. Nu știu cum este echipa Shadow Dragons, cred că se numește categoria, cu Omega Shenron Leader. Dar probabil că și echipa este foarte OP pentru că acolo puteți folosi, de exemplu, pe Vegeta Super Saiyan 4 în echipă, puteți folosi... ce mai era? Vegeta? Goku nu era. Îl puteți folosi și pe Gogeta, deci puteți folosi Gogeta Super Saiyan 4, puteți folosi Vegeta Super Saiyan 4, Omega Shenron-ul ăla care și el e foarte OP, ok? Deci puteți folosi ca să zic așa pe Gogeta Super Saiyan 4 cu ceilalți Super Saiyan, cu unul din cu Vegeta Super Saiyan 4 împreună. Haide să vedem ultimul boss care n-am putut să-i facem one shot, probabil că da, n-a fost critică. Dar Dokkan mod, ok? Nu este cola de la prieten, 100%, dar este cola meu, dar este Dokkan mod, ok? Este Dokkan mod și asta înseamnă că o să-l eliminăm. Ok, haide. În două runde. Deci n-a fost one shot, dar în două.
Ultimul boss? Ultimul boss? Hai, Gogeta. Rupe-i fundul. Și l-a rupt, l-a rupt. Ok. Două lovituri, nu o lovitură, dar două au fost de ajuns pentru un caracter de tip int, deci cu avantajul tipului, ok? Ăsta a fost boss rush-ul nostru de astăzi. Da. Da, am ajuns aici la sfârșit. Da, deci ăsta a fost boss rush-ul nostru de astăzi și showcase-ul echipei, da, unei echipe Fusion, dar în același timp Gogeta Super Saiyan 4 100%. Ați văzut că echipa asta practic este de neoprit, rupe absolut tot, da? Apărare, are viață, are atac, are absolut tot, nu-i lipsește absolut nimic, am și stunner, am și care scade atacul și așa mai departe, deci este o echipă completă, ca să zic așa, este foarte bine construită, link-uri peste tot și așa mai departe, deci este o echipă foarte bună. Dacă aveți caracterele astea, recomand să formați o echipă de genul ăsta. Iar ca și damage ați văzut, 100% Gogeta Super Saiyan 4 rupe, frate, absolut tot, peste 4 milioane cu critical la damage, deci face one shot la absolut orice boss. Ok? Asta a fost, ok? Asta a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut video ăsta și nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și vă place, v-a plăcut video ăsta, bineînțeles. Asta a fost pentru azi, vă mulțumesc pentru atenție și ne auzim data viitoare. Bye, guys!